formația pregătită de Gianni Florian și a menținut statutul de favorit a seriei cu a doua apărare și al doilea atac în campionatul național de juniori A. Cu doar două înfrângeri considerate accidente de antrenorul pistolarilor mici, SC Bacău a avut un parcurs din ce în ce mai bun în tur, iar asta e doar rodul muncii și al seriozității. Eu spun că munca serioasă, profesionistă, zi de zi, din toate punctele de vedere, pe toți factorii antrenamentului, spun că reușim să aducem și un grup cu atitudine, cu unitate și cu, dacă vreți, cu un spirit de sacrificiu poate dus dincolo de limita regulamentului. 24 de puncte au strâns pistolarii mici în tur. Duminică, juniorii lui Sport Club vor începe returul cu un meci acasă împotriva celor de la CSMS Iași, echipă pe care băcăoanii au învins-o în prima parte a campionatului cu 2-1.